Bună dimineața! Astăzi este o zi de duminică foarte frumoasă, dar în care m-am gândit că este cazul să profit și să fac ceva în casă, și anume o să decorăm de Paște. Sunt foarte încântată, abia aștept, cumva mi-e dor de decorațiunile pe care le aveam de Crăciun. Acestea de Paște nu sunt la același nivel, dar îmi place într-adevăr să fie casa decorată. Înainte de asta, zic că trebuie să facem o cafea ca să ne mai trezim puțin. Altă treabă, cu o cafea lângă mine, parcă putem să stăm de vorbă altfel acum. Care este planul și ce vreau să fac? Ia să mă așez eu așa un pic mai confortabil. În primul rând vreau să schimb fețele de pernă de pe canapea și să le pun pe acelea de la Pepco, acelea 3, două verzi și una roz, parcă sunt. Și covertura / păturica, am primit niște comentarii de la cineva cum că teoretic acea păturică este de fapt o cuvertură din cauza dimensiunilor. Nu știu, eu o să o folosesc aici pe canapea, pentru că îmi place atunci când stau și mă relaxez și mă uit la filme să fiu învelită cu ceva. Și asta chiar este foarte, foarte subțire și nu ține prea tare de cald, dar în același timp mă simt eu așa acoperită. Apropo de acest produs, au fost câteva voci care au spus că lasă foarte multe scame și că nu poate fi folosită. Eu prima dată când am spălat-o și am băgat-o în uscător, să știți că, da, într-adevăr, am scos foarte, foarte multe scame. S-a adunat așa un ghemotoc de puf. Am scos din uscător acest ghemotoc și pare să fie ok momentan, dar zic eu că după 2-3 spălări este foarte posibil ca aceste scame să dispară, pentru că așa am mai pățit cu o pijama de la Pepco, știți că vă ziceam, cred că era pijamaua din colecția de la, cu Harry Potter de la Pepco, mult, mult mi-a lăsat și aia scame, dar după 3 spălări, zic eu așa, că s-a diminuat cantitatea de scame și mă gândesc să o mai bag totuși odată la mașină, o să văd cum se comportă pe canapea și câte scame îmi lasă, dar da, într-adevăr, așa cum spuneam, am scos foarte, foarte mult puf. Apoi, vreau să ne ocupăm de șemineu, pentru că vedeți că este gol și în cazul în care auziți zgomote de fundal, am un aparat nou, o să vi-l prezint și pe el. Și dacă vedeți aici o lumânare care stă singură, ea săracă a stat într-un suport, tot așa luat de la Pepco, unul alb foarte drăguț, vi l-am prezentat eu într-un haul Pepco, dar a întâlnit mingea, mulțumită lui Luca, și acel suport de lumânări a dispărut de pe fața pământului și am rămas cu lumânarea. Am zis că o să mă ocup de ea de îndată ce decorez și șemineul, ca să vedem ce facem. Nu știu, cred că nu o să le mai las pe șemineu suporturile de lumânări. Bine, ar trebui să vorbesc la singular, pentru că mai este doar unul și n-am mai găsit altul în Pepco. Cred că o să-l pun totuși pe masa de Paște. Dacă ați văzut acel clip în care am luat eu produsele pentru Paște, ați văzut sigur că am și o față de masă și un apron. Pe acelea nu o să le pun acum, pentru că mai este până la Paște, dar în daily vlogul în care, nu știu, vă arăt ce am făcut noi de Paște sau, mă rog, în fine, cum o fi situația atunci, o să vă arăt și cum vine acea față de masă pe masa din bucătărie. Hai să ne ocupăm de canapea și trecem apoi la șemineu. Pentru șemineu am vreo 2 pungi, le-am dat jos din pod și trebuie să mă uit prin ele. Nu sunt atât de multe decorațiuni ca la Crăciun, dar sunt câteva și abia aștept să înfrumusețez așa puțin șemineul, pentru că acum mi se pare chel, deci este efectiv chel. De asta îmi place mie, să fie sărbătoare, ca să avem casa decorată. Cam atât pentru moment, mă ocup de canapea, vă arăt și trecem apoi la șemineul meu chel. Cam așa se prezintă situația pe canapea. Așa arată fețele de pernă, mi se par foarte drăguțe și vă ziceam și în holul Pepco că nu mă deranjează neapărat că au acest model așa în relief, pentru că dacă le întorc pe partea cealaltă este materialul așa fin și pot să pun capul fără să mă deranjeze.
Zic, arată foarte bine și acesta este inculpatul, păturica slash cuvertura. Inițial, mie nu mi s-a părut că acesta este un material care ar lăsa scame, dar dacă o scuturăm așa, bine, nu cred că va capta camera acum, ies niște scame cu siguranță. Dar ia să văd că am tot aranjat-o eu pe aici, sunt ceva scame pe canapea? Nu sunt. Vedem acum dacă va lăsa pe haine în momentul în care voi sta întinsă și învelită cu ea. Zic, arată drăguț, așa, în culori pastelate și specifice Paștelui, pentru că o să vedeți că pentru mine Paștele înseamnă culori pastelate. În continuare am minunile astea aici de care n-am scăpat. Luca încă le vrea alături de el, așa că na, păstrăm cadrul în varianta aceasta. Cam așa arată șemineul în momentul de față. Aceasta este lumânarea care săraca a rămas singură și acesta era suportul în care a stat lumânarea respectivă și v-am zis că am rămas doar cu el, pe care cel mai probabil o să îl pun pe masa de Paște, așa că va dispărea, cel puțin așa zic acum, mai vedem. Și acesta este noul meu difuzor de parfum. Este de la Market Aroma și vă zic cum am ajuns eu la decizia de a-l cumpăra. Am fost recent la Mall Băneasa și am intrat în magazinul Colectiv. Cine a intrat la magazinele Colectiv știe că au un miros specific. Deci trebuie doar să simți mirosul și să zici instant Colectiv. Și ce am făcut eu, în loc să mă uit la haine, mă uitam prin magazin efectiv să văd de unde vine mirosul respectiv. Și am văzut pe jos acest difuzor. Eu cumva eram între un difuzor de la Good Scent Imker sau Market Aroma, adică îi cunoșteam și pe ei. Și când am văzut Market Aroma, zic, op, ne-a întrerupt. Zic, ok, e clar, o să-l iau pe acesta, pentru că mirosul, mamă, mi-a venit direct în față tot aburul, mă rog, mistul acesta, că nu e abur. Am zis, ok, ăsta a fost semnul meu și voi lua unul de la această firmă. Modelul se numește Futurist, nu este unul dintre cele mai ieftine, este în jurul a 600 și ceva de lei, dar fiind atât de mare, să știți că scrie pe site că acoperă o suprafață de până la 400 de metri. Și am ales aroma Gentleman, așa se numește. E ok, doar că mi-ar fi plăcut poate ceva mai fresh, dar am o cantitate mare momentan în difuzor de 500 de mililitri, dacă nu mă înșel eu, deci va dura mult până se va consuma. Data viitoare este posibil să-mi iau aroma care există și în Colectiv și anume Oriental Delight, pentru că i-am întrebat pe cei de la Market Aroma ce folosesc cei de la Colectiv. Singurul minus la acest aparat este că nu funcționează pe baterie și trebuie să-l țin în priză. Așadar, va trebui să văd cum fac să acopăr acest fir. Inițial pusesem aparatul în spate, pe acolo, dar l-am mutat la față ca să ajungă totuși mai repede mirosul în living. Așa arată așadar șemineul meu Kiel. Hai acum să ne apucăm de despachetat decorațiunile. Acestea sunt pungile în care am toate decorațiunile pentru Paște. V-am zis că nu sunt multe absolut deloc. De aici, din punga asta, sigur voi folosi ghirlanda, iepuroiul pe care l-am luat anul trecut de la Pepco. De aici nu știu ce să zic. Poate doar chestia asta. Și aici trebuie să văd ce se mai află mai jos de ceea ce vedem noi. Aici mai am două decorațiuni. Cred că le-am luat de la Jumbo, dar nu mai știu 100% exact. Sunt foarte drăguțe. O doamnă iepuroi și un domn iepuroi. Florile astea de aici nu sunt ele dintre cele mai drăguțe și finuțe. Uite, nici nu le-am scos eticheta. Dar o să zic eu că o să se vadă bine. Și sunt foarte mândră de mine că anul acesta nu am mai cumpărat decorațiuni de Paște, în afară de cele două turturele de aici. Hai să vă așez undeva și să scoatem tot ce se află în pungile astea, să vedem exact ce folosim. Din poziția asta nu cred că am mai filmat până acum, dar este singura pe care am găsit-o. Ca să fiu aici lângă sacoșe, sunt pe jos, m-am așezat efectiv așa. Hai să începem cu ceea ce zic eu că voi folosi cu siguranță. Acum să vedem cum sunt puse pe aici.
nici nu știu cu ce să încep ca să nu stric ceva. Hai să începem cu ce... A căzut punga. Să începem cu ce e mai mare și anume domnul iepuroi. O să le pun pe toate pe jos. De fapt, cred că ar fi fost ideal să dau mai întâi puțin cu aspiratorul și să șterg praful de pe șemineu. Dar în fine, o să fac și chestia asta. Acum încerc să scot ghirlandele de aici. O, oh, Doamne, cum or fi fost puse, că nu știu. A trecut un an. Nu pare bine și aici. Sau cam... Uite, asta e o decorație foarte drăguță pe care am primit-o de la Floridinu. Ah, să fi fost... Cred că într-un colet de ziua mea, nu mai rețin, dar oricum, este foarte drăguț, este cu smile. Chiar așa nu m-am mai zis de mult. And remember, smile! Cred că ar trebui să-mi amintesc și eu mai des chestia asta. Vedem cum integrăm și decorațiunea asta. Și aici, cred că aveam două ghirlande, care... Hai că e mai bine că dau după aia cu aspiratorul, pentru că am cad tot felul de chestii. Ia să vedem, avem baterii. Avem! Super! Astea o să le pun sus, dar trebuie să văd, să-mi dau seama cum venea instalația asta luminoasă. Deci asta este o ghirlandă pe care am luat-o eu anul trecut de la Pepco și care îmi place foarte mult. O să vedeți că dă foarte bine. Așa. Mai am una aici. A, una sau două? Nu, cred că am încă două. Și pe una văd că am niște fluturași. Aceștia sunt luați de la Jumbo, tot așa anul trecut. Da, trebuie să le descurc. O să fac chestia asta behind the scenes. Hai să vedem ce mai avem aici. Ah, ce drăguț! Mai am două treburi de genul acesta. O să le pun tot pe jos. Ăsta este spart. Nici măcar nu știu de ce l-am mai pus în pungă. O să-l arunc, din păcate. Pentru că e foarte drăguț. Ăsta tot de la Pepco. Mi se pare că a fost luat anul trecut. Deci ăsta merge deoparte. Cred că tot Luca cu mingea. Și-l mai am pe ăsta, care este plin de bobițe. O să le dau pe jos pentru că o să bag aspiratorul în funcțiune. Foarte, foarte drăguț. Parcă lăsa chestii de-astea verzi, așa mi-amintesc eu. Și mai am... am crezut că e spart, dar nu e. Îl mai am pe acesta. Nu știu sigur de unde e. Are preț în euro de la un magazin Nano. Chiar nu știu, în fine. Și asta a fost prima pungă. Hai să vedem aici. Ziceam că vreau să folosesc asta, care mi se pare foarte drăguță. Dacă nu mă înșel eu, pe aceasta am pus-o pe masa de Paște. Cred că da. Nu știu dacă am pus-o pe șemineu. Avem un coș pentru ouă, dar nu cred că o să-l folosesc. Aici mai avem niște chestii de la Jumbo care nu mai sunt neapărat pe gustul meu. Astea le-am luat când era Luca mai mic, pentru că îl încântau chestiile colorate, dar a crescut și el între timp și nu cred că le voi mai folosi. Aici mai am două coronițe, legate de care am sentimente amestecate. Nu prea îmi plac florile astea de aici deloc. Aș putea să le agăț acolo unde pun și decorațiunile de Crăciun. Am două lustre aplice, dar să văd cum vor da. Aici am iarbă pentru coșul, iarbă falsă, hârtie de fapt, pentru coșul în care punem ouăle. Încă o coroniță, încă o minune de asta. Nope. A, uite, mai am două coronițe. Hai că astea sper că mai drăguțe. Poate le pun pe ele. Dacă o să pot să le scot. Da, nu știu ce Dumnezeu se întâmplă aici. O altă decorațiune, dar foarte veche. Nici pe ea nu cred că o să mai folosesc. Astea chiar sunt drăguțe, nu? Ce ziceți cu ouăle astea? Asta mi se pare că am luat-o tot anul trecut. Dar nu mai știu de unde. Jumbo sau Pepco, pentru că alte variante nu prea am. Mai am copăcelul acesta. Ia mai de unde ești? De la Jumbo. Nu știu. Și legat de acesta am sentimente amestecate. Încă o minune de asta, care merge și ea deoparte, pentru că nu o să o folosesc. Și încă o coroniță.
Cam astea sunt în mare decorațiunile. Acum trebuie să fac o selecție, să văd ce vreau exact să folosesc, să dau cu aspiratorul și ne apucăm de decorat. Time takes a toll on everyone, they say. Time is merciless, it won't wait for us to change. Time, I am stressing out, I can't figure out what to say. Oh, time, just give us time. Time, looking back on pictures, and I find it hard to see you and myself in places where we used to be. Oh, time, we got older, babe, and I wanna stay with you. Don't get time for games, not what you wanna do. Tell me now if you will go with me all the way. Every night, every day, promise will never change. Are you gonna love me? Love me with my flaws and all? Will we be in love, babe? Promise me we'll s-au mai făcut ceva bobițe pe jos, căci de ce nu? Așa că vom aspira. Cam așa, în 2 timp și 3 mișcări punem aspiratorul să stea aici în cazul în care mai avem nevoie și așa a ieșit decorul și îmi place mult, mult de tot. Am încercat eu să pun coronițele alea, dar nu, mi se părea că nu se potrivesc în tot contextul, așadar am ales să renunț la ele cel puțin pentru anul acesta. Am pus turturicile astea, luate din Sinsay cu 13 lei, îmi plac foarte, foarte mult. Și aici, pentru că era spațiul un pic cam gol, am pus iepurașii aceștia mari pe stânga și pe dreapta șemineului. Am păstrat și acest smile, care ar trebui să fie un picuț mai drept. OCD, știu. Aici am pus decorațiunea pe care scrie Easter, adică Paște. Și inițial, cu ghirlandele astea, să știți că
Eu am vrut să le pun pe toate sus, după care mi-am dat seama că jos arăta un pic cam trist și am hotărât să renunț la una și să o pun aici jos, la fel și cu instalația luminoasă, cu toate că am eu o vagă impresie că așa am gândit și anul trecut. Nu știu, nu m-am uitat la clipul de atunci, dacă știți voi, lăsați-mi în comentarii. Și aici se continuă ca pe partea cealaltă și am pus doamna iepuraș. Am renunțat un pic la difuzorul meu, sper să nu-mi dea un mist fix în față acum, pentru că am făcut poza de thumbnail, dar ăsta va reveni la locul lui. Știu că este din altă poveste, dar credeți-mă că prefer să miroasă bine în casă, așadar face și el parte din decor. Îmi place mult de tot. Altceva? Nu? Altceva. Am terminat, nu mi-a luat mult absolut deloc, nu se compară cu sărbătoarea de Crăciun nici de azi într-o mie de ani, maxim 10 minute. Voi cred că ați văzut totul pe fast forward, pentru că n-avea rost să las fiecare pas în parte, pentru că am mai tot sucit decorațiunile. La unele am renunțat pentru că mi-am dat eu seama că îmi doresc ceva mai simplu și dacă le-aș fi pus pe toate, aș fi încărcat prea mult. Le-am lăsat în schimb la îndemână, în cazul în care mă hotărăsc, nu știu, să le pun eventual pe masa de Paște. Și apropo de masa de Paște, am primit de Crăciun această fructieră și am pus aici iarba pe care ați văzut-o mai devreme, iarba aceea falsă, și m-am gândit că acesta va fi suportul în care îmi voi pune ouăle de Paște și am lăsat totul aici la îndemână și abia aștept să vină Paștele, să fim alături de cei dragi, să ne bucurăm, să ne veselim. Îmi plac foarte mult sărbătorile, îmi dau o stare de bine, așa cum îmi dau și decorațiunile. În general, când decorez, cumva, inițial am o stare așa, trebuie să fac și asta, încă ceva de făcut, dar după aceea când termin chiar mă simt foarte, foarte bine și îmi dau așa o stare foarte bună. Am aici și minunea asta. N-am mai găsit încă un suport, așa cum vă spuneam, dar da, vedem cum îl integrăm. Uite cât de drăguț! Da. Cât de drăguț se vor vedea astea două împreună cu lumânarea roz. Stați cum mai am pe aceea singuratică. O am aici. Doar că să știți că nu prea stau bine lumânările astea în suporturi. Ați văzut și mai devreme. Cred că se vor vedea foarte drăguți decorațiunile acestea pe masă. Cam asta a fost cu clipul nostru de astăzi. Sper că v-a servit așa ca sursă de inspirație. Știți că la mine singurul loc care în mare parte este decorat din casă este șemineul, dar voi puteți face același lucru, nu știu, pe o comodă, pe masa de la televizor, habar n-am. Fiecare știe cum are prin casă. Nu știu sigur, în schimb, dacă vor mai aduce cei de la Pepco decorațiuni, ghirlandele astea pe care le-au avut anul trecut. Este adevărat că sunt din plastic, dar nu știu cum am putea să facem altfel. N-ai cum să faci din flori naturale așa ceva. Poate prin alte părți puteți găsi decorațiuni mai drăguțe. Poate pe la Simona's, de ce nu? Poate pe la Mob Expert. Dar nu vreau să investesc foarte mult și de la distanță zic eu că se văd bine. Nu vreau să investesc mult pentru că sunt până la urmă niște decorațiuni pe care le ții, eu vreau să le țin cam o lună. Dar, na, nu știu dacă merită neapărat multe sute de lei. Bun, abia aștept să lăsați și impresiile voastre în comentarii, să-mi spuneți de ce nu, cu ce ați decorat, pe unde ați mai găsit decorațiuni interesante, pentru că știți că ne inspirăm unele de la altele. Mulțumesc tare mult pentru vizionare, nu uitați că puteți da like și subscribe acestui canal prin simpla apăsare a butonului de subscribe sau abonează-te și să știți că este total gratuit, pentru că multă lume crede că acest serviciu costă. Este gratuit și mă ajutați pe mine foarte mult. Ne vedem data viitoare de la 2:30. Pupici!